Bună seara, dragi prieteni! Sărbătoare în Ucraina după preluarea orașului Herson, recucerit de ucraineni, în timp ce la Moscova este șoc. Până și susținătorii dictaturii lui Putin, propagandiștii lui Putin, televiziunile, bloggerii militari, Dugin însuși cere demisia lui Putin, toată propaganda lovește dur în dictatorul de la Kremlin pentru înfrângerile rușinoase din Ucraina. Este foarte, 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 foarte important acest moment, dragi prieteni. Este probabil, aceste zile sunt probabil zilele cu cele mai bune vești din războiul din Ucraina, început în 24 februarie 2022, atunci când dictatorul de la Moscova credea că poate în 5 zile să cucerească această țară. Și iată că am ajuns în 12 noiembrie și orcii lui Putin sunt împiși înapoi și singurul oraș mare, centru regional, să-i spunem, pe care reușiseră să îl acapareze, este eliberat de către apărătorii Ucrainei. Nu știu cât mai țineți minte, eu am făcut un jurnal, un playlist, războiul din Ucraina, dar sunt foarte mulți oameni care au venit între timp pe canalul meu de YouTube. Nu știu cât mai țineți minte că înainte ca Putin să declanșeze invazia și genocidul din Ucraina, au fost câteva momente foarte importante. Și unul dintre aceste momente a fost declarația lui Sergei Lavrov, ministru de externe, publică, declarație prin care spunea că NATO ar trebui să se retragă din toate fostele țări comuniste. Asta vizează și România. Apoi au venit o serie de alte declarații ale lui Lavrov, ale lui Medvedev, discursuri ale lui Putin, care toate puse cap la cap au expus planul la care lucrează dictatura lui Putin de foarte, foarte, foarte mult timp. Cine știe unde am fi fost noi dacă, de exemplu, în loc de Iohannis, în primele alegeri din 2014, ar fi ieșit Ponta președinte. Țineți minte că Victor Ponta s-a dus la Sochi imediat după ce Putin a invadat Crimea? Știți că la vremea respectivă Serviciul de Informații Externe avea un director militar, Silviu Predoiu, individ care ulterior avea să devină vicepreședinte în partidului Ponta? Ponta care s-a dus la Sochi să se întâlnească cu Putin după ce Putin a anexat ilegal, a tâlhărit peninsula Crimea. Acest domn Predoiu a înființat un nou partid din ăsta, patriotic. Este foarte importantă această informație. Nu cred că este o întâmplare, cred că este o piesă dintr-un puzzle mai mare, puzzle în care o altă piesă importantă este momentul când Serviciul Român de Informații a prins pe spionii de la Black Cube, cei care o spionau pe Laura Codruța Kövesi și rudele acesteia. Și atunci, nu știu dacă țineți minte, o altă piesă importantă din puzzle, Laura Codruța Kövesi a ieșit public împotriva Serviciului de Informații Externe. Silviu Predoiu era director militar acolo. El, care i-a făcut lui Ponta partid, s-a dus vicepreședintele al partidului Ponta, Ponta prim-ministru care s-a dus să se întâlnească cu Putin la Sochi după ce Putin a ocupat Crimea. Ponta, prietenul lui Ghiță, mogulul de la România TV, care este fugit în Serbia, protejat de guvernul pro-rus. Postul România TV fiind postul unde se face cea mai infectă și cea mai abjectă propagandă cu narrative ale Moscovei din România, unde toată ziua sunt invitate fel și fel de personaje dubioase, cum este infractorul Dan Androni, care împreună cu Turcescu, cu Curea și cu toată șleachta de la evenimentul Zilei și Capital, fac de asemenea propagandă rusofilă absolut abjectă. Post de televiziune la care este invitat constant și promovat președintele, sau mă rog, pseudo-președintele, pentru că sunt niște probleme, mulțumesc domnului Suru, mi-a trimis astăzi niște informații foarte interesante despre faptul că s-a anulat hotărârea prin care George Simion a fost ales unic președinte al Partidului Aur și de drept legal nu mai este președinte. În continuare este copreședinte împreună cu Claudiu Târziu.
Claudiu Târziu, de la Coaliția pentru Familia Tradițională, care împreună cu infractorul Liviu Dragnea organizau referendumul pentru Familia Tradițională de ziua lui Putin, nu avem voie. Dragnea, infractor, care a blocat exploatarea gazelor din Marea Neagră ca să ajute dictatura lui Putin. Câte legături sunt, dragi prieteni, acolo? Câte legături sunt acolo? Gândiți-vă, este foarte, 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 foarte important pentru noi să înțelegem că de foarte mult timp, probabil înainte de Victor Ponta, România este ținta unor operațiuni de preluare prin intermediul a fel și fel de politicieni trădători de țară care servesc intereselor Moscovei, prin intermediul unor trădători de țară, cum este acest general Predoiu, oameni importanți din servicii secrete care au diverse interese să fie pe aceeași lungime de undă cu dictatura de la Kremlin, este un război, pe lângă războiul cu arme, cu tancuri, cu rachete, declanșat în 24 februarie în Ucraina, care, iată, acum evoluează în detrimentul dictaturii lui Putin și asta este bine pentru noi, este de foarte mulți ani un război ascuns, un război hibrid, un război nevăzut, prin care acest criminal de război, Vladimir Putin, fost ofițer KGB, încearcă să preia controlul folosind cozi de topor din politică, încearcă să preia controlul fostelor țări comuniste și să declanșeze pe aici, inclusiv în România, Roexi. Nu este o întâmplare, oameni buni, că Partidul Aur, prin semnătura lui George Simion, care se dă președinte, dar legal nu mai e președinte, că au făcut ilegal alegerea lui Simion și s-a anulat totul și acum se judecă din nou în instanță, nu este o întâmplare că ei au un protocol scris, dragi prieteni, cu un partid condus de un individ, Daniel Chitic, care a luat partidul de la infractorul Daniel Dragomir, omului Sebastian Ghiță, ca să vedeți cum se învârte totul în jurul unui numitor comun, numit interesele dictaturii lui Putin de a prelua controlul în România. Și să știți că aceste interese sunt foarte puternice. Sigur, știrile pe care vi le-am prezentat și urmează să vi le prezint în continuare sunt foarte importante pentru noi, pentru că rezistența Ucrainei și capacitatea militară a Ucrainei de a respinge asaltul lui Putin creează ca un zid între noi și Imperiul Răului, cum era în trecut Marele Zid Chinezesc, da? Și acum e Marele Zid Chinezesc, dar în trecut servea stopării unor năvălii. Exact așa, Ucraina protejează, ne protejează, este ca un scut între noi și Imperiul Răului. Dar Imperiul Răului acționează prin fel și fel de pârghii ascunse. Și trebuie să fim conștienți că, indiferent cât de multe știri pozitive vin din Ucraina, indiferent ce se întâmplă și dacă moare Putin mâine, Imperiul Răului va fi o amenințare constantă la adresa noastră. Ieri am vorbit despre profeția incredibilă pe care a făcut-o în 1990 Corneliu Coposu. Vă invit să vă uitați la acel material, îl veți vedea în boxul de final din acest editorial video. Îl pun în box ca să poată să-l vadă toată lumea. Lucrurile, știrile sunt foarte bune, dragi prieteni, din Ucraina. Universul.net face o prezentare a șocului retragerii ruse din Kherson. Spune Universul.net, o dovedesc din plin reacțiile televiziunilor și blogurilor militari. Practic, Putin a primit un pumn în figură în războiul, în invazia pe care a declanșat-o în Ucraina și acum mai primește pumni în figură chiar din interior. Chiar din interior. Și treaba asta ce ne arată, dragi prieteni? Ne arată că Putin este un efect, nu este un generator. Nu? Toată nebunia asta a invadării Ucrainei, a revizionismului și ideii că Rusia trebuie să controleze iarăși jumătate de Europa, cum controla pe vremea lui Stalin, această mentalitate a răului nu este generată de Putin. Asta este problema și foarte multă lume nu înțelege în România. Nu este o rezultată, este un rezultat al dictaturii lui Putin. Nu! Putin este o consecință a acestui mod de gândire. Și chiar dacă Putin mâine dispare, pericolul pentru noi nu dispare. De asta este important să rămânem concentrați, oameni buni. De asta este important să ne uităm cu atenție pe scena politică locală și să descifrăm
astfel de semnale. Da? Pe cine reprezintă Ponta? Cu cine a fost el asociat? Ce a făcut Ponta când Putin a invadat Crimea? Ce partide au înființat fel și fel de personaje de-astea dubioase din servicii secrete sau anexate de servicii secrete? Cine, unde este promovat? Își imaginează cineva că fugarul Sebastian Ghiță pune la dispoziție televiziunea abjectă, ventilatorul de mizerii, de poluare în societate numit România TV, cel mai abject post de televiziune care a existat vreodată, îl pune la dispoziția lui George Simion aiurea? Își imaginează cineva așa ceva? Că infractorul Dan Andronic, care are o baterie întreagă, Turcescu, Cristoiu, Curea și așa mai departe, de mercenari de presă care fac propaganda dictaturii lui Putin, rostogolesc narativele Moscovei, își imaginează cineva că un astfel de individ este invitat așa aiurea la România TV? Nu, este invitat în cadrul unui parteneriat media penal pe care noi l-am și dezbătut în justiție și justiția mi-a dat dreptate. Da, i-a respins acțiunile lui Andronic împotriva mea. Despre asta este vorba și este foarte important ca noi să vedem aceste lucruri. Și e foarte important să tragem niște concluzii pe care să le materializăm printr-un vot foarte puternic în 2024. Pentru că altfel riscăm să fim scoși din Uniunea Europeană, să fim scoși din NATO și să fim serviți pe tavă dictaturii de la Moscova, cofia lui Putin sau a celui care vine după Putin. Imperialismul ăsta oribil din secolul trecut este acolo, este puternic. Și iată că Putin este atacat în momentul în care nu livrează. Da? În buletine de știri de pe posturile Pervil Canar, Rosia 1 și NTV, Rusia au difuzat în întregime videoclipul oficial de 10 minute al Ministerului Apărării în care generalul Sergei Surovikin îi raporta ministrului rus al apărării Sergei Shoigu cu privire la retragerea forțelor și luarea măsurilor defensive pe malul stâng al Dniprului. Potrivit Meduza, posturile de televiziune au prezentat și materiale despre modul în care locuitorii din regiunea Herson, care părăsiseră locul după apelele făcute de autoritățile ruse, primesc certificate pentru apartamente pe teritoriul Stavropol. În acest timp, în rest, timp de o zi și jumătate, situația din zona Herson nu a mai fost acoperită în programele de informare a celor trei canale. În după amiaza zilei de 11 noiembrie, după ce Ministerul Apărării a Federației Ruse a raportat finalizarea retragerii trupelor, postul NTV a transmis că apărarea antiaeriană rusă a respins atacuri ucrainene lansate când trupele traversau pe malul stâng și că peste 15.000 de civili trecuseră deja dincolo. Sunt foarte multe imagini, le-ați văzut deja, cu ucrainenii care au sărbătorit eliberarea orașului lor. Război în Ucraina, sărbătoare la Kiev după preluarea orașului Herson, recucerit de ucraineni, titrează Europa Liberă. Și Dimitro Kuleba, scrie Europa Liberă, ministrul ucrainean de externe, a declarat astăzi că Occidentul este pe calea unei victorii comune asupra Rusiei, salutând totodată ajutorul militar care a făcut posibilă recucerea Hersonului. Imnul național ucrainean a răsunat la Herson în urma retragerii de către Moscova a forțelor sale, vineri, din oraș. Acesta fiind prima capitală de provincie care a căzut în mâinile rușilor, imediat după invazia din Ucraina, coordonată de Vladimir Putin la 24 februarie. Foarte puțină lume credea că Ucraina va supraviețui, a declarat Kuleba, în cursul întâlnirii sale cu secretarul de stat american Antony Blinken, în marginea summitului Asiei de Sud-Est în Cambodgia. Doar împreună vom putea câștiga și alunga Rusia din Ucraina. Suntem pe calea cea bună. Trebuie și noi, în 2024, să alungăm Rusia din România, oameni buni. Și asta se poate face numai prin vot. E foarte important anul 2024. Podul, scrie revista 22, Antonovski peste Dnipru s-a prăbușit. Este vorba de un pod strategic care s-a prăbușit, relatează agenția Reuters. Reuters notează că televiziunea publică a Ucrainei a publicat o fotografie care arată secțiuni întregi ale podului care lipsesc, nefiind deocamdată 100% clar ce a provocat distrugerea sa. Comersant, cel mai mare cotidian financiar din Rusia, îl citează pe corespondentul de război Andrei Rudenko. Acesta a postat mai multe fotografii pe canalul său de Telegram pe care pot fi văzute distrugerile suferite la acest pod. Actual 24 arată că la Moscova s-a făcut meeting, oameni buni. Au cerut capturarea Washingtonului. Loviți centrul de decizie cu rachete sarmate.
membrii ai Mișcării de Eliberare Națională din Rusia au organizat o demonstrație la Moscova în care au cerut bombardarea și capturarea Washingtonului. Demență, avem un. Deci e demență acolo. E o demență mai mare decât demența lui Putin. Loviți centrul de decizie la Washington, au strigat manifestanții. Noi, ca martiri, vom merge în rai, iar ei doar vor muri. Manifestanții au purtat cu ei o machetă a rachetei nucleare Sarmat, solicitând ca aceasta să primească misiunea de zbor de a lovi Washingtonul. Alexander Dugin, celebru ideolog al lui Putin, cel care venea în România, se întâlnea cu Adrian Năstase, cu Șpagoveanu, cu o grămadă de indivizi dubioși care acum fac propaganda Moscovei, și vizitele lui Dugin erau, atenție, foarte mare, organizate de Călin Georgescu, cel cu care Aur venea și defila ca fiind prim-ministru, ca să vedeți câte dovezi sunt, oameni buni, un munte de dovezi. Trebuie să fii hăbăuc rău, rău, rău de tot. Să mai crezi că, să nu înțelegi că Aur este o coadă de topor a intereselor Rusiei. Trebuie să fii foarte, foarte, foarte hăbăuc. Și problema este că dacă nu ieșim la vot în 2024, oamenii ăștia foarte, foarte, foarte hăbăuci vor distruge, dragi prieteni, viitorul României. Pentru că ei habar n-au pe ce planetă trăiesc și nu știu să informeze. Da? Deci Dugin ăsta, el a creat duginismul. Da? Duginismul e o chestie așa, un ghiveci foarte interesant. De ortodoxie, cu nazism, cu naționalism, cu o mizerie. Aur pute a duginism. Pute de la o poștă a duginism. Aur. Deci Dugin ăsta a avut o reacție violentă față de retragerea trupelor ruse din Herson. El a învinovățit direct pe Putin, fără a-i pronunța numele totuși, pe care l-a acuzat de trădare și l-a amenințat cu moartea. Cred că o să bea ceai cu ceva, domnul Dugin. Un oraș rusesc, capitala uneia dintre regiunile Rusiei, este predat la fel ca Belgorod, Kursk sau Donetsk sau Simferopol. Dacă nu-ți pasă, nu ești rus. Rușii strâng acum din dinți de durere, plâng și suferă, ca și cum li s-ar fi smuls inima și copiii, frații, mamele, soțiile lor ar fost uciși în fața lor. Rusia este cea mai mare țară de pe planetă. Vă dați seama ce trebuia lui Putin să încerce să invadeze Ucraina? Când ei sunt cea mai mare țară de pe planetă, vă dați seama ce bolnavi sunt la cap. Cei care gândesc așa, sper că nu toți rușii gândesc așa, dar cei care gândesc așa sunt, efectiv, au probleme la aici, la mansardă. Puterea, zice Dugin, ea este responsabilă pentru acest lucru. Care e rostul autocrației? Îi dăm conducătorului plenitudinea absolută a puterii, iar el ne salvează pe toți. Poporul, statul, oamenii, într-un moment critic. Nimeni n-a atacat Rusia, niciodată nu s-a pus în vreodată în pericol existența poporului rus. Nimeni n-a deranjat Federația Rusă cu nimic. Federația Rusă n-a fost și nu este nici acum în niciun pericol. Și a trimis orcii să invadeze o altă țară suverană. Și oamenii aia se luptă pentru țara lor. Atât. În rest nu niciun pericol la Moscova sau în alte părți din Rusia. Nimeni nu amenință, nimeni nu are nicio treabă cu ei. Dar ăștia fac isterie acolo. Fac isterie cum făceau și la noi. Ca vizii, isterie pe vremea pandemiei. Că nu știu ce complot este și că pământul este plat și că Bill Gates ne bagă chipul. Da? Cu narațiuni care veneau de la Moscova, dragi prieteni. Că nimic nu e întâmplător. Dacă se înconjoară de spirite rele sau scuipă pe justiția socială, este neplăcut, dar numai dacă ne salvează. Și dacă nu o face, atunci îl așteaptă soarta legilor ploilor. Autocrația are un dezavantaj, plenitudinea puterii în caz de succes, dar și plenitudinea responsabilității în caz de eșec. Herson nu a fost aproape predat, ci a fost predat cu totul. Nu mă plâng de Surovki, el nu este un politician. E responsabil de partea tehnică a frontului. Lovitura nu a dat-o el, știți voi cine. Și niciun PR nu va mai salva ziua asta. Într-o situație critică, tehnologiile politice nu funcționează deloc. Istoria vorbește și astăzi. Și rostește pentru noi cuvinte înfricoșătoare. Nu este o trădare, ci un pas spre Armageddon. Vă dați seama ce e acolo, ce isterie gratuită și autoindusă este în Rusia în momentul de față. Occidentul învingător, această civilizație a satanei, nu vor fi niciodată acceptabile pentru Moscova, a scris Dugin. Dar ce să vezi? Putin însuși a trimis fata să învețe în civilizația satanei. Putin însuși are proprietăți în Occident mai multe decât în Rusia. Cei mai mari oligarhi din Rusia, cei mai bogați, cei care fac parte din inner circle, cercul interior, cercul de putere al lui Putin, toți și-au plasat averile prin Occident.
ghinion, pentru că acum statele occidentale pot să le confiște în baza legii Malinsky. Toți. Păi cum e? De că e satanic? De ce toți și-au plasat averile? De ce și-au dus iachturile în porturi satanice și-au cumpărat vile în zona satanică și așa mai departe? De ce n-au cumpărat la ei în Rusia? Că e mare Rusia, e imens. E imens, în cap, nu știu, 4 sau 5 Uniuni Europene în ea. De ce e loc acolo? În Occidentul ăsta, satanic, oameni buni, vin ei. Și după aia prostesc hăbăucii, inclusiv în România, și fac propaganda antioccidentală și prostii din astea, nebunii. Și hăbăucii, mulți dintre ei, că intru acum live mai mult pe TikTok și văd acolo câți analfabeti sunt, incredibil. Câți ignoranți, câți oameni care habar n-au pe ce planetă trăiesc. Deși e paradoxal că acum există internet, există Google, nu mai trebuie să mergi la bibliotecă să citești cărți, să te duci în fiecare dimineață să mori de frig până la chios, să-ți cumperi ziarul, sau să te duci până la oraș dacă la sat n-ai chioșc. Nu, acum ai internet de oriunde, stai cu oile pe câmp și intri pe Google și vezi și citești și citești și te informezi. Și nu mai poate să te prostească o coadă de topor a intereselor celui mai mare dușman al națiunii noastre. Va fi foarte grav, dragi prieteni. Eu nu spun că trebuie să existe și hăbăuci, nu poți lua în democrație dreptul prostului de a fi prost. E dreptul lui. Nu ei sunt problema. Treaba lor. Problema sunt toți oamenii cât de cât decenți, cât de cât educați, care nu se prezintă la vot, dragi prieteni, și nu conștientizează că neprezentarea lor la vot ne va costa pe toți foarte mult. Ne va costa viitorul țării noastre, viitorul copiilor noștri, viitorul nepoților noștri, pentru cine știe câte decenii de acum încolo. În 2024 avem șansa să ne apărăm țara. Nu suntem atacați cu arme, nu trebuie să mergem la război, să ne riscăm viața, cum face poporul ucrainean. Dar pericolul este mare, dragi prieteni. Și e nevoie de noi. La toate cele 4 alegeri care vor avea loc în 2024. O noapte bună, ne vedem mâine la Q&A de la ora 18. Semper Fidelis.